La radio cu Andreea Esca la Europa FM. Bună ziua și bine v-am regăsit la radio. Pentru cei care nu sunt în mașină la această oră, dar au acces la un calculator, trebuie să știți că ne puteți și vedea pe site-ul europafm.ro sau pe andreaesca.com. În acest weekend vă invit la distracție, alături de cei care se ocupă perfect de așa ceva de an bun de zile. Cine a prânzul cu noi după o seară dansantă, aflați în câteva clipe. Sunt fericit zi de zi. Hello fratelli, I'm Sebastian. I come directly from Zurich for the party new in Fratelli. It's my first time. I'm really enjoying. Let's go and party. Și Bucureștiul, dacă îi accepti părțile frumoase și îl accepti așa cum e și vezi părțile bune, e un oraș minunat. Trăiesc o viață chiar, adică tot ce îmi imaginez sau tot ce îmi doresc mi se întâmplă. Hello, it's Crystal Rocks here. We're at Fratelli. Am o viață incredibilă, extrem de activă. Hi everyone, I'm Alex Merrill from LA. I'm so excited to DJ here at Fratelli tonight. Nu-mi place lumea în tricou, îmi place când vă lumea în sacou, cobatiste eventual. Și grijă asta pentru detalii. Welcome to Fratelli. Nu cred că există cineva în țara asta care să nu fie auzit sau să nu-și fi dorit să treacă măcar o dată pe la Fratelli, pentru că vorbim despre punctul zero al distracției din ultimii 10 ani. Dar cum n-am auzit niciodată povestea din spatele acestui brand, am gândit că este momentul să-i cunoașteți pe frații Liviu și Mihai Popescu sau gemenii care au pus pe picioare acest business de succes. Bine ați venit! Bună! Asta, de asta mi-a fost frică, că o să vorbesc în același timp, nu știu cum să facem. Deci repetăm, da? Acum zice Liviu. Bună, salut! Și acum zice Mihai. E bine, e bine. Știți că trebuie să treceți după aia prin autobiografia în 20 de secunde. Cum vreți să o faceți? Zice fiecare separat sau vreți să vorbiți odată? Primele 18 secunde sunt comune. 18 ani. Ia, hai, cine, fiți atenți că la un moment dat o să înceapă un cronometru și abia atunci începe să spuneți și cum, da? Da, vreau să... Care e mai mare dintre voi, Liviu, nu? Nu, eu, Mihai. Mihai, deci tu trebuie să începi. 15 minute, da. Tu ești mai mare cu 15 minute, deci fii atent. Mă simt nevoit să fac un preambul. Da, fă un preambul. Când am fost întrebat ce ai făcut tu, cum ai început totul, eu tot timpul m-am exprimat cu noi. Deci la noi, în 18 ani de viață, sunt comuni. Dar cum ce ai făcut când erai la liceu? Noi am făcut... Da. După care au intervenit nevestele și l-au despărțit. Nu ziceți așa. După care a zis, ele au făcut. Și a rămas cu telepatia. Deci fiți atenți, hai să auzim jingle-ul și încep tu, Mihai, da? Da. Fii atent. Autobiografia în 20 de secunde. Jucător de tenis profesionist până la 18 ani, liceu Mihai Viteazu, asta e foarte important, facultatea de design și designul este viața mea. Așa am ajuns să fac cluburi, așa am ajuns la Fratelli. Perfect, hai că te-ai încadrat, ia mai dă o dată acum cronometru să vedem dacă poate să zică și Liviu așa scurt. Hai, zi. Încep? Gata. Ia. Ok, am făcut grădinița în Pantelimon. Trebuie să zic ceva diferit față de Pantelimon. Mihai. În Pantelimon. Așa, am făcut și o tenis împreună cu Mihai, după care am zis că nu pot să mă fac designer ca fratele meu și ca maică mea. Și am continuat cu tenisul, squash-ul, multe sporturi, după care am făcut sports management sportiv și ne-am întâlnit din la Fratelli. Bravo! Hai că v-ați încadrat! Hai că ați fost tari! Ai pierdut prima rundă. Nu, nu e adevărat. Între noi e tot timpul o competiție. Da? Și cine câștigă? O zi eu, o zi el. A fost drăguț, ai văzut? Da, asta drăguț. E diplomat. Dacă așa. El e supărat, câștigă el. Și invers. Și invers. Auzi, hai să ne întoarcem un pic în copilăria voastră, apropo de Pantelimon. Ce fel de copii erați? Eram niște copii cu minți. Uite-te când... acolo, vin în microfon aici să te auzim frumos. Ok, eram niște copii cu minți până începeam să facem prostii. Și începeați repede sau mai târziu? Da. Tot timpul au fost, în fiecare zi era ceva amuzant. Și prin prisma faptului că arătam cât de cât la fel. Dar cum mama... cât de cât? Eu știu o grămadă de lume care nici acum nu este se pare că sunt, dar într-adevăr sunt oameni care... Dar mama ingenioasă, artistă plastică, ne-a făcut un tricou cu măr și unul cu o pară. Erau la să ne diferențieze colegii la școală. Păi stai puțin, și ei adem te știau cum îl cheamă pe ăla cu măr și cum îl cheamă pe ăla cu pară. Era ăla cu măr și ăla cu pară. Știi că numele nu conta, era frații Popescu. Nu eram frații, eram gemeni. Da, erați, adică de erați ăștia de băteați maidanul sau stăteați prin casă? Cum? Nu, băteam maidanul. Băteam maidanul, mergeam la tenis, am avut preocuparea asta cu tenis și n-am putut să bătem maidanul. După aia cu mecanica, eu, motociclete, am fost pasionat de mic de manufactură, de a vedea ce au lucrurile în spate și asta m-a împins către design. Liviu era talentul sportiv al familiei. Păi el fiind stângaci. Diferența între noi fiind un stângaci și un dreptaci. Păi ziceți că amândoi ați făcut tenis, dar era mai bun, adică... Era mai talentat. Da? Și eram mai preocupat de detalii, de alte lucruri încă de atunci, adică
cum e făcută racheta, mă pierdeam într-o visare de asta. Tu până să dai minge, te uitai la rachetă jumătate de oră, știi? Încercați să descoperi tehnologia din spate. Unde ați copilărit? Chiar am copilărit în Pantelimon și în Balta Albă. Și părinții au insistat să mergem la liceu la MF3. Și am vrut și noi să ne ducem mai în oraș, așa am ajuns la Mihai Viteazu. Să vă apropiați de universitate. Da, și am ajuns în oraș, exact, să vedem și noi cum e în oraș. Și ne plimbam cu 311 de la un capăt la altul, să vedem și noi piața Rosetti. Da. În vizită la piața Rosetti. La piața Rosetti, da. Auzi, da, aveți așa, eram cel mai cunoscut din autobuz, oricum. Da? Practic, mai târziu nu noi am descoperit oraș, orașul ne-a descoperit pe noi. Da, mama, asta a venit cu ea pregătită, m-am prins. Da, o citești. Asta o ai acolo în caiet? Auzi, da, de ce vă cunoșteau un troleibus? Făceați prostii? Făceam prostii, da. Controlori, profesori. Profesori, ne dădeau jos. Dar frații Popescu, ori vă dați voi jos, ori mă dau eu. Și răspundea Liviu, dați-vă dumneavoastră, că noi ne grăbim. Doamne, doamne. Auzi, apoi e dor de ceva. Sunt de gândesc istorie. Dacă nu vă dați jos, acum vă dau nota 3. Deci, domnule, cum să ne dați nota 3 într-o lezbuzați nebunit? Haideți, jos! Și uite, așa rămâneam corijenți. Da, chiar rămâneți? Da. Nu, dar certe că ne știu tot liceu și la 20 de ani după liceu. V-ați rămas. Voi sunteți frații Popescu. Hai să zicem pe aia acum, da, mare. Voi sunteți acei, deci, frați Popescu. Maica mea se plimba cu mașină, se ducea spre casă și într-o stație de autobuz îl vede pe fostul director al liceului, celebrul Spulber, profesor de mașină. Rău de tot. Spulber. Se duce mama. Acum de curând zici? Acum sau atunci? Acum vreau de curând, acum... 5 ani. 5 ani, da. Și mama se duce, mama fusese șefă de promoție, cea mai bună din liceu. Și a făcut Mihai Viteazu. Da, Mihai Viteazu. Și se duce, domn profesor, fusese profesorul ei, domn profesor, sunt eu, Alice, eleva dumneavoastră, cea mai bună. Ăla se uita la ea, nu știa de unde se ia. Stați mai puțin. Sunt mama lui Mihai și a lui Liviu. Gemeni. Gemenii! Prietenii mei! Ce amintire am cu ei! Săraca! Noi deci ne-am văzut pe nicio singură zi, profesor. Și pe ea n-au reținut-o, da, că să se elevă. Da, cea mai bună elevă. Nu o elevă. Auzi, dar este ceva de care vă e dor acum când vă gândiți la copilărie? Aveți ceva de care vă e dor? Da, fiecare clipă. Fiecare clipă, de fiecare... spun. Eu n-am stat în casă, noi n-am stat în casă. Nu stăm în casă, da, adică suntem tot timpul într-o agitație, tot timpul vrem să descoperim ceva nou, avem prieteni mulți. Dar aveți prieteni și de atunci, de când erați copii? Da. Pe cei mai buni prieteni ai noștri au rămas colegi de liceu, dacă știam, veneam cu ei. Sunt și simpatici. E mic studio. Auzi, da. Spune-mi, voi ați fost crescuți așa cu ajutorul bunicilor sau erați ăștia cu cheia de gât? Da. Noi până ne-am căsătorit. Noi n-am știut că puiul are oase. Mi-a crezut că puiul e ceva fără oase. Și pepenele n-are sâmburi. Nu, era mai greu. N-am știut că apa nu se trage singură. Nu, că venea bunica în spate și o acționa, cred. Deci cred, nu știu ce făcea. Da, bunica din partea mamei asta cu noi. Așa, am dormit la prânz în fiecare zi până la 22 de ani, iar eu cum m-am angajat la cum francez. Cum ai dormit la prânz și când erați la liceu, dormeați la prânz? Da, și când m-am angajat la ore. La cine la prânz? La ore, la religie. La religie, la istoria artelor. Păi la niște colegi, eu cred că dormeați la prânz, serios. Țin minte că m-am angajat la 19 ani la Le Club, la campionul de tenis. Aveam un director francez și el a zis, gata, vreau să lucrez aici, îmi place, că vii de dimineața până seara. Zic, lucrez cu o condiție, care? Dor și o oră la prânz? S-a blocat. Să dor la prânz și până la urmă m-a lăsat. Deci era să spățați de bunici? Eram răspățați la greu, da. Nu e, da, eram, tot timpul am fost, noi, adică... Ați fost răspățați de soartă. Răspățați, dar noi am făcut tenis de performanță și am transpirat de mici. Adică mi se pare că trageam și acum. De atunci, numai când vă gândiți. Nu știu acum, dar dimineața sigur ai trageat. Dar noi ne-am sculat la 6 toată viața noastră, să ajungem la antrenament la 7. Da. Adică... De multe ori nici nu mai sculam unde să te scoli. Că dormeați acolo. Dormeau alții. Da, aveți în fiecare zi antrenament? Da. Și asta până când? Până la 20 de ani? Până adică la 18 ani mi-am rupt piciorul și atunci am avut șansa să-mi rup piciorul și să abandonez tenisul, că n-aș fi ajuns niciodată Andreea Agassi sau Pete Sampras. Și am stat un an acasă și m-am apucat. N-aveam cum, îmi dau seama privind în urmă, dar visam că ajung. Asta e cel mai important, că visam că o să ajung. Iar eu, știi cum am lăsat de tenis? M-a întrebat în Herăstrău și a venit o coreancă și a zis, nu joci și cu mine și îți dau $10? Din ziua aia m-am lăsat de tenis. De ce? Păi la un moment dat jucam cu vreo 50 de core în tenis, pe $10 ora. Nu mai stau să mai transpir, să visez că o să câștig și eu un turneu care nu era plătit în bani. A fost la el a fost magia dolarului, imediat după Revoluția. L-au fascinat banii. Nu banii, dolarul în sine. Dar vreau să precizez că am plătit taxe pe ei.
Eu cred că la vrăjitorean, că ai zis serios acum. Da, ce să zic. Ca pe orice, orice european. Un român, vedeai un străin. Era... nu conta de unde e. Era din nord, mi se pare. Măcar nu-i trage capitalist. Nu, a ajuns în nord după ce a aflat bărbatul. Doarele de tenis. Auzi, dar voi cu organizările astea de petrecere erați de la grădiniță sau de când v-a apucat asta cu organizarea? Liviu a făcut balul bobocilor din clasa noua. Din clasa, da, am făcut balul bobocilor la Mihai Viteazu, care era cel mai tare bal în 94. A cântat la balul bobocilor Timpuri Noi și Șepa Parude. Era prin... noi. Deci noi știam în clasa noua Timpuri Noi și Șepa Parude. Păi și cum i-ați contactat? Cum v-ați dus? Nostru, Adrian Valentir, că avem background puternic, familie de artiști. Cameramanul Adrian Valentir, celebru cameraman, era, îi filma. Prietenul Țeavă, le făcea videoclipuri la Becule. A, așa. Și așa i-am cunoscut noi, trăiam într-o lume. Da. Și ați venit voi, gata, hai că organizăm noi. Și ne-a zis, bă, vi-a după așa pe Timpuri Noi, care erau pe Val. Uh-huh. Și a zis, da, cu o condiție, ia după unii și Șepa Parude. Cine, mă, Șepa Narame? Nu mai se vezi. Păi, bă, ce cântă ăștia? Că au un... Nu exista haos atunci. Era numai muzică electronică, ne rup capul. Bine, îi aducem, dar știi ce? Nu-i anunțăm și nu le spunem profesorilor. Când au început aia să cânte, am crezut că se dărâmă balconul la dezafectat. Așa, după o lună de zile, după ce am făcut balul bobocilor la Mihai Viteazu, eu personal am organizat balurile vreo 3 ani de zile, vreo 20 de facultăți. Cu Timpuri Noi și cu Șepa Parude. Deci te-ai infiltrat. Era un fel de impresar. Da, deci s-a infiltrat. Da. Eram impresarul impresarului. El îi punea pile impresarului să ajungă la balul bobocilor. Da. Așa, am primit oferte de la fiecare facultate din țara asta să mă duc să mă scriu. Să mă duc să... Examenul era asigurat, așa, și să termin. De la toate facultățile. Dar de la istorie. Dar sper că ai refuzat. Am refuzat, da. Elegant. Tu n-ai fi refuzat dacă făceam $1,000 pe concert? Cu corence. Și plus corencele. N-ai pierdut. Corencele erau bonus. Erau bonus. M-a întrebat soțul nemțoaice, dar... Tenisul ăsta nu se joacă și cu mingi? Asta cât v-a prins la antrenament și v-a zis că... La antrenament și nu erau mingi în sală. E, la mine nu e așa distractiv. Eu eram la școală, între Se plânge. Eu transpiram mult. Auzi, dar cine îți plătea distracția? Liviu îmi plătea distracția, hainele, mașina. Deci ieșeam în cluburi, toți banii care câștigam într-o zi, cheltuiam într-o oră. Cu frate și cu prieteni colegi de liceu, da. A, deci tu erai la serios, tu mergeai la școală și el făcea bani? Da, eu chiar am mers la școală, eu am avut pasiunea asta, doar asta am făcut. Mulți, și acum visez doar asta să fac. Eu aici sunt pasager în... Auzi, dar voi ați spus tot timpul și la aceeași școală și la același liceu și în aceeași bancă? Sau cum ați făcut? Nu la aceeași bancă. Hai să zic că au încercat profesorii să ne despartă, fiecare an de liceu mai ales, să ne lase repetenți, corigeți, să ne despartă, dar nu au reușit. Dar vă plăcea că erați în aceeași... Adică totdeauna v-ați înțeles foarte bine sau... Da. Eram antitez, aveai nevoie de cineva care să-ți dea un răspuns la ceva, știi? Și noi eram tot timpul cu gașca, știi? Adică noi tot timpul era cineva cu noi, adică pentru mine tot timpul pe cineva lângă care mi-a dat un răspuns sau mi-a ridicat o minge la fileu. Dar niciodată n-a stat în aceeași bancă sau... Păi nu, ca să acoperim bine clasa. Da, să fie ca la stereo și dacă pui boxele prea aproape, nu e ok. Să toți aia deștepți într-o bancă, gemenii. Da, să știi că toată lumea vă știa nicio, adică nu cred că există cineva care și acum, dacă... acum frații Popescu, știm cum, frații Popescu, bineînțeles. Păi dacă stăm în toate clasele. Cum adică stăteați în toate clasele? M-a și sunat cineva și a fost încântat că se organizează 175 de ani de la... De când s-au născut. Că au nevoie de celebrități, au nevoie și la sfârșit mai... Dar știți, avem nevoie și de o sponsorizare. Eu m-am simțit încântat, zic, celebrități, chiar așa eu, în atâția, a terminat și regele Mihai, a terminat Mihai Viteazu printre alții. Auzi, ia vezi, mă, noi de vânzare liceu. Să-l privatizăm. Tu ești cu asta. Auzi, crezi că v-au ajutat faptul că ai voștri v-au tot împins să faceți tot felul de activități, să mergeți la sport? Doar mama a insistat. Tatăl nostru a fost jucător profesionist de hockey. Și a zis că nu avem ce căuta, că e mult prea greu sportul și că ne sacrificăm copilăria. Nu a insistat. Mama dar ne-a plăcut, noi am pus pasiune. Mama are pasiunea asta. Tot timpul îți dă să... Dacă cărăm o cărămidă de colo-colo, să ne placă. Am fost la fân, ne-a plăcut. Am fost la vie și ne-a plăcut. Adică în tot ceea ce faci, tot ceea ce... Mihai, am fost la fân, nu mai zice pe asta că am fost la fân, că s-au auzit nevestele. Păi nu, la noi tot timpul. La noi asta e. Înțelegi, eu sunt la muncitori, eu am fost la fân, el a fost în fân. Da, și nu vrem să spunem alea cu hai, da, în fân. Și, da, exact. Nu vrem. Cu corencele lui.
De aici vine, de la asta cu fânul, vine cu corege. Auzi, există ceva ce vă reproșau părinții, de exemplu, când erați adolescenți sau, nu știu, în copilăria? Era ceva care... Nu le plăcea sau ceva? Într-adevăr, am avut... Nu, tata ne reproșa, ții minte, băi, dacă nu învățați să ajungeți muncitori, să vă trezi la 5 dimineața. În trei schimburi. O să faceți armata. Și uite cum sunteți voi în trei schimburi, tot în trei schimburi ați ajuns. Dar am ajuns târziu, că noi până la 30 de ani nu am mers în cluburi. Nu, serios? Până la 20 ceva de ani, noi acum plătim tribut. Voi, de fapt, acum vă trăiți copilăria sau? Când ați fost prima dată în club? Eu am fost la 20 de ani. Nu, mă, prima dată mergeam la 15. Nu la Why Not, mergeam la cluba, ții minte? La cluba mergeam cu Adrian, dar nu era chiar club. Băi, Mihai, am fost la cluba și am plecat cu 311, m-am spus acasă. Că noi copilăream la Costinești. Da, deci vara. Ne-am hotărât când ați fost în cluba, când aveați cam câți ani? 93, 94, cam 16-17 ani aveam, jucam tenis. Dar mergeați rar, adică rar, așa rar, era... Rar. Da, și după aia când și la mare mergeam la asta, terasa Tirenului, de când au ăștia compact, asta povestesc da, pe Ceaușescu, aveam vibe-ul ăsta, știi? Costinești a fost locul copilăriei noastre. Și acum când m-am băt și au microfonul, strig: bună seara, Costinești. Da, mintile noastre sunt Costinești. Radio Vacanță Costinești. Radio Vacanță Costinești. Și cotele apelor Dunării. Și dacă se pierdea un copil la Radio Vacanța, știi? Exact. Să-l aduceți la Radio Vacanța, copilul nu știu care s-a pierdut pe plajă la Mamaia. Da, deci n-a fost niște la Costinești, pardon, ne mergeam la Mamaia, scuze. Mamaia am văzut-o la 25 de ani prima oară. Și n-ați mai plecat. N-am mai plecat. Nu neapărut, n-am regretat că n-am văzut-o până la 25 de ani. Acum e altceva, că s-a inventat Mamaia Nord. Da. Cine a fi inventat-o? Nu știu, niște frați, habar n-am. Deci nu erați niște rebeli, nu? Până adolescență, așa, nu le-ați făcut mari problemele lor voștri. Nu că am avut pasiunea asta tot timpul de a face ceva. Chiar dacă făceam probleme la școală, aveam argumentul, păi stai, că facem tenis de performanță, poți să fii și la școală cu nota 10 și să fii și campion la tenis. Bine, nu eram nici campion la tenis. Nu, asta îi spunea mama. La școală le spuneam că suntem, că nu putem să fim premianți, că suntem campioni. Campion la tenis. Lui mama îi zicea, nu putem să fim campioni, că suntem premianți la școală. Până venea tata la școală. Ia, hai să vedeți ce zice maică-ta despre voi. Nu cred. Ia. A fost așa o minune pentru mine, băieții ăștia doi, și minunea continuă, că sunt nemaipomeniți. Erau diferiți, erau gemeni bilitărini și îi recunoșteam după cum plângeau. I-am dus de mici la absolut, am făcut aproape toate sporturile posibile. Liviu și-a luat această cale pentru că la 18 ani s-a angajat la Le Club, care aparținea de Sofitel atunci, și când a venit prima oară o duceam destul de greu cu banii, că erau și gemeni și erau vremurile alea grele dinainte de Revoluție. Și când a venit cu statul de plată prima oară, nu știam să citim zerourile, pentru că îi plăteau ca pe francezi îi plăteau. Și atunci drumul lui a fost către tenis și către sport. Și am trimis și la școală de desen și la desen chiar mi-au spus că Liviu e mai talentat decât Mihai și să-l dau la arte plastice, dar așa le-a fost drumurile. Și la prima expoziție de desen care s-a făcut la institutul nostru, Mihai a venit cu desene în secțiune și cu detalii, dar fără să-l învăț eu. Și Mihai a mers pe partea asta de design. Sunt foarte mândră de el, că unul din designerii cei mai buni. A avut și șansa de a avea un atelier, atelierul meu de producție, și atunci el a învățat să gândească întâi tehnologic, ceea ce e extraordinar pentru un designer. Și cea mai mare fericire care mi-au produs-o este că am un nepot. Deci deja Liviu are 3 nepoți și Mihai, bineînțeles... Liviu are 3 copii și Mihai 2, da. Da, și face și Mihai pe al treilea, că la mine băieții mei fac copii, nu nurorile, că da, așa sunt mamelele. Și Mihai face și el o fetiță de data asta. Așa că pe zemenii totuși au ceva special între ei. Până când și la copii a început Mihai, Liviu a făcut primul copil, urmă imediat la un an Mihai și tot așa au alternat. Dar cu fetele cum era în adolescență? Cu fetele, fiind tauri, pe bucuria mea și prin felul cum i-au crescut, sunt foarte carnici și asta mă bucură și e extraordinar, dar aveau succes la fete, îți dai seama. În fine, Liviu, bineînțeles că era mai... mai descurcăreți în privința asta, dar, de exemplu, o aștepta o fată de la tenis ca să termine antrenamentele, a plecat cu ea și pe drum și-a dat seama că, de fapt, fata aia l-aștepta pe Mihai. Să mai avea cum să o sucească. Și până la urmă a rămas cu Liviu sau l-a așteptat pe Mihai? Și nu, până la urmă cu niciunul. Care credeți că e cea mai mare calitate a lor?
cea mai mare calitate a lor este că sunt niște copii care nu mint, care muncesc foarte mult și au foarte mulți prieteni. Asta mi se pare extraordinar. Vreți să le transmiteți un mesaj pentru că o să vă asculte la radio? Să stea și pe lângă mama lor. Asta își vrea. Deci vă duce lipsa mama voastră? Mai deși acum... ne vedem zilnic. Eu lucrez cu maica mea. Noi avem studioul de arhitectură și design. Împreună. Împreună. Avem aceeași casă. Ne vedem mai des decât cu maica mea. Nu mă văd cu nimeni. Cu toate astea ai văzut că ea vorbește mai mult de Liviu. Păi da, pentru că ea nu se vede atât de mult cu Liviu și e dor de el. Nu, la 2-3 zile se vede cu Liviu. Dar a fost tare aia cu fata aia pe care am luat-o eu că te aștepta pe tine, dar cred că ai așteptat tramvaiul ceva. N-a mai plecat cu nimeni. Dar ți-aduce aminte de asta? Nu. Da, au bine, fost mama, stai puțin, mama cred că pune povestiri din ani diferiți sau din perioada... Da, mă le amestec. Da, perioada interbelică mai ales. Pe vremea lui Ceaușescu, când eram... Ui, dar noi aveam 14 ani pe vremea lui Ceaușescu. Da, acum serios, vă mai încurcau fetele? Adică ați trăit vreo chestie de genul ăsta? Da? Da, n-am trăit, dar cred că ne încurcau. Ne încurcau mai... Noi am avut pat suprapus, Liviu. Ne încurcau etajele, nu pe noi neapărat, cred că asta a vrut să zic. Până la 18 ne-a făcut mama niște paturi suprapuse, un pat suprapus. Eu cred că era, era gândit asta, să știi. Era gândit, da. Deci niciodată n-ați ieșit cu o fată zicând că sunteți celălalt, nu? Nu, dar am pățit, a venit o fată la mine plâng. Liviu, nu mă mai bagi în seamă. Ce ți-am făcut? Nu sunt Liviu, sunt Mihai, fratele. Nu, Liviu n-are frate geamă. Uite, întreabă-i pe prietenii mei. Nu e așa că-s fratele Liviu? Liviu? Nu, Liviu n-are frate. Au răspuns în cor. Erau prietenii tăi simpatici, da, prietenii mei simpatici, da. Și dacă le rupea inimile, n-ai văzut ce ai zis? Că mai mult Liviu era... Mai mult Liviu era. Eram ocupat. Eu când a întrebat-o de fete, a zis că au fost niște copii foarte harnici. Erau cu fete. Talentați la lucruri, manual. Munceau mult până să dovedească o fată. Dar să știi de ce. Eram harnici. Dar ați fost vreodată geloși unul pe altul? Nu, niciodată. Nu s-a întâmplat să vă placă de aceeași fată? Dar nu suntem geloși pe nimeni. Pe nimeni. Nu, dar așa, nu știu, să vă placă aceeași fată și să se întâmple cumva. Nu. Ce vă gândeați că o să deveniți când erați prin liceu? Vă gândeați că o să faceți asta sau ce aveți așa aminte? Am avut perioada în care am visat că o să ajungem jucători de tenis profesioniști. Uh-huh. Am avut perioada când eram pasionat de mecanică și știam că o să mă fac inginer, când ne făceam telefoane din galene, când radiouri, reparam pick-up-uri vechi. Eu am visat că o să fiu inginer sau ceva care repară. Să ai tu o meserie. O meșterică de ăsta. Da. Și tu? La toate. Te eu am visat la un moment dat că o să fiu actor. După care am visat că o să fiu regizor, m-am dus la... Eram în tot felul de cercuri de teatru și m-am dus la regie și am întrebat un profesor. Uitați, aș dori și eram în clasa a noua. Aș vrea și să mă fac regizor. Zice, prietene, cel mai tânăr regizor de la facultate are 36 de ani. Mai stai și tu până la 36 de ani și după aceea vino să te faci regizor. Păi și acum după 36 de ani? Păi și ce ai făcut? Ai abandonat? Dar regizez multe la Fratelli, nu? Și n-a venit nimeni n-am vrut să fac reclamă. N-a venit nimeni să-ți facă vreo ofertă să joci în vreun film? Ba da. Păi? Nu, tot mie mi-a făcut ofertă. Îi spune cum e, vezi când e să fie pentru altcineva. Mi-a zis Adrian, că te fac celebru, trebuie să vii să joci că te fac celebru. Și eu prima oară n-am luat în seama, dar zic, băi, dacă Adrian îmi spune și eu am zis, băi, ți-l trimit pe fratele meu că ăsta e mult mai talentat și arătăm la fel. Nu, tu. Și atunci s-a ratat șansa lui Liviu, că dacă spunea asta, dacă nu știi când s-a ratat șansa, când mi-a zis că semănă cu Sergi Nicolaescu. Da, pe după care m-a sunat într-o taxi și mi-a zis și taximetristul că semănă. Și aici s-a terminat. Au fost niște semne la tine. Deci aici s-a terminat. Da, bine, hai atunci să ascultăm niște muzică, să facem un pic de pauză. Uite, ce ați ales voi aici? David Bowie, Heroes. Da. Hai să ajungem la unde eram, la liceu. Ați terminat liceul, da? Am terminat liceul cu greu, dar cu bacul luat, da. Așa. Și încotro v-ați îndreptat. Eu am avut șansa, cum am mai spus, să-mi rup piciorul și a șasea oară în același loc și a trebuit să fac o pauză la tenis. Și aia a fost șansa mea. Dumnezeu ți l-a rupt. Așa? Mi l-ai rupt tu odată. La basket, ai călcat pe el. Și am avut o pauză cu tenisul, 6 luni. Și nu mai puteam să reiau tenis, pentru că toată lumea a luat înainte și n-aveam nici bani să joc turnee internaționale. Și am început să o ajut pe maică-mea cu designul, să bricolez tot felul de chestii, să lipesc autocolante, mă duceam la ea la atelier, ea avea atelier mișto pe vremea. Și a zis, de ce nu te duci, mă, să dai la design, că ai făcut școala de arte plastice. Era arhitectă, noi am făcut școala de arte plastice între 5-8 și desenam. Da. Păi hai că mă duc mai mult de gura maică-mi și m-am dus la școala de design unde n-am
înțeles nimic primul an, al doilea an am început să înțeleg și în al treilea an era cel mai bun din an. Și am terminat facultatea, am început să lucrez din anul 3. Dar cu cine ai fost, mă, în an? Cu Filip Ștarc? Așa mă rog. Dar tu ce făceai, mă, între timp? Când eu eram la școală. Ce făceai? Eu învățam coreana. Hai să depășim mai mult coreana. Ai trecut la alte țări. După ce am terminat liceu, m-am înscris la câteva facultăți. În același timp. Era cu palubă, bă, ce la... Am zis că aveam ofertă de la istorie, de la toate facultățile. Și am început în paralel să fac, pe lângă organizarea asta de baluri de boboci, am început să dau ore de tenis. Asta mă amintesc, că mă amintesc de tine, când erai profesor de tenis. Și la 19 ani m-am angajat la Le Club până la 30 de ani. Dar cum ai ajuns la Clubul Francez? La Clubul Francez m-a rugat un antrenor să țin locul două zile și am stat 10 ani. Nu cred. Serios. Dar bine, am ajuns manager pe bine, clubul. Bine, am fost 5 ani antrenor de tenis de squash, după care am fost asistent manager, după care ultimii 3 ani am fost director general. Primul român din grupul Acor, care a fost la 26 de ani, avea funcția de director general. Așa, la 30 de ani, după 10 ani de carieră în grupul Acor, clubul francez a fost preluat de statul român, bla bla, și la insistențele soțiilor, că asta trebuie să o spunem, că ele ne-au împins să facem asta, așa am deschis un mic băruleț sau o cafenea în spatele ATN-ului pentru ele. Să avem să se ducă ieșim, ele undeva când suntem plecați. Să ducă undeva, să administreze ceva. Deci eu cream design pentru cluburi celebre, Office, Cristal, pe vremea în București. Făceam desene, concepte și produceam, că aveam atelierul de producții. Și ei sunt dorit să ne facem un loc al nostru. În care să puneți ce creați. Dar n-am zis noi, asta zic, nevestele au venit și au spus, soțiile. Și am creat un loc pentru noi unde să ascultăm după 3 săptămâni. Valorile erau așa, muzică rock, să deschidem cu mic dejun, să avem croissanți franțuzești, să ducea Liviu cu bicicleta și cumpăra, că Liviu n-are carnet cu scooter sau cu bicicleta, și să avem un loc în care noi să ne simțim, să punem noi muzică rock, să avem niște servicii altfel, cu un bar prezent. Eu mi-am folosit toată experiența mea și tot PR-ul de la club în... Aveam o fațadă mică. Ai învățat chestii, nu? De la clubul francez în perioada care... Enorm, îți dai seama, de la 19 ani am avut mult training, clienții erau extraordinari, învățați tot CEO-i. Dar ce aveau? Erau pregătiri pentru oameni erau care lucrau acolo sau venea cineva erau și... Erau pregătiri non-stop. Da? Deci, și eu îi sfătuiesc pe cei care... Uite, să o luăm și mai serios așa. Cei care terminau un liceu sau facultate să se angajeze la o multinațională, să bage o cârcă de 2-3 ani să vadă cum e. Pentru că le dă o bază de... Adică ce te-a învățat, practic, nu știu, ce te-a învățat? M-a învățat în primul rând să zic bună ziua. Când mă văd cu unul și toată lumea mă întreabă, ce s-a luat ca prostul? Păi așa m-au învățat ăștia, era francezul în capătul... Să bărbierea zilnic. Mă bărbierea zilnic. Dar i-am ținut eu locul de câteva ori și am uitat să mă bărbieresc. Și nu le ziceam lor, îl trimiteam pe ăsta, eu plecam la munte. Ca la examen, da, știi, după frate, mi se întâlnă. Du-te-mă să joci. Ăsta, eu eram stângat și el era dreptaj, nu se prindea nimeni. Dar îl vedea francezul, zicea, iarăși nu te-ai bărbierit? Și mă sună asta, ce vreau francezul ăla, că mă enervează, mă pune să mă bărbieresc, ești nebun? Da. Se vede că au plecat francezii. Mă uit la voi și se vede că au plecat francezii. Te educă, da. Acum lucrați cu niște spanioli, sau? Cu niște macho. Dar ați lucrat mereu împreună? Adică, când v-ați hotărât? 10 ani n-am lucrat, 10 ani am lucrat la Sofitel Carieră, îți dai seama. Și tu erai cu atelierul tău și făceai design? Eu am lucrat la Sofitel 5 ani de zile, am lucrat 7 zile din 7, în afară de vacanță. Lucram 7 zile, din 7 dimineața la 7 până seara, la 10. Îmi amintesc, erai și foarte drăguț și aveai multe cliente, că eu știu era bătaie. Era bătaie cine vrea să facă, nu știu dacă le pasiona foarte tare tenisul, fie vorba între noi, dar toată lumea vrea să facă sport cu Liviu, asta îmi amintesc, să știi. Tot ce pot să spun că eram un profesionist desăvârșit. Așa am auzit. Așa, după 3 săptămâni de cafenea, cum îi zicem noi, soțiile au venit cu cheia de la cafenea și au zis, luați-o, băieți, că e prea mult. Eu gălăgie aici, nu ne mai ocupăm, preluați-o. Și voi sperați ca ele să se ocupe ele de asta? De nu, cafenea. Ele sperau. Nu, nu. A, ele vreau să se ocupe, dar și-au dat seama că e prea greu. Că e prea greu, da. Erau, în fiecare zi săptămână erau cozi la intrare, lume. Deschideam de dimineață, de la 8, stăteam la ultimul client. Era un fel de non-stop care se perindea lume din toate... Din toate cercurile. Mediile, din toate cercurile. Așa? Foarte mult expați, era extrem de obositor. Știi? Adică și v-ați gândit să faceți ceva și mai obositor. După care, succesul ne-a lovit prea repede. Ne-am trezit cu profit pe firma asta și am zis, ce facem cu profitul ăsta? Că nu ne așteptam niciodată, nu a trecut prin cap. Că deci niciodată n-a făcut succes. Ceva, trebuie să precizez lucrul ăsta. Niciodată n-a făcut ceva pentru profit sau pentru bani. Noi și acum când deschidem un restaurant, niciodată nu-i facem business plan. Îl deschidem că ne place nou, credem că e nevoie de un restaurant de un anumit fel. Și că avem idei. Tot și că avem idei, avem o idee pe care o să o speculăm, după care vin partenerii noștri și ne zic, băieți, cu ce-l facem?
treaba voastră. Deci voi sunteți partea creativă a business-ului. Partea creativă. Da. Și atunci când ne-am trezit cu profitul ăsta după cafenea, o lună după cafenea, am zis, bă, ce facem cu banii ăștia? Și am convenit de comun acord să-i reinvestim în business. Și așa avem astăzi vreo... 10. Ne-a întrebat cineva câte firme avem și nu știm să răspundem. Abar n-avem. Avem câteva firme, 3-4, dar nu știu exact așa. Și avem vreo 15 locații, că avem și francizele. Acum am semnat două francize cu Fratelli, se vor deschide în următoarea două săptămâni și la Sibiu și la Galați. Da, Fratelli a apărut imediat, deci după cafeneaua asta, da? De acolo ați început să deschideți sau cu Fratelli. Da, da, da. Și când ați început să deschideți cluburile? Când imediat după, când aveați profitul și nu știați încotro. Am închiriat o hală dezafectată pentru 6 luni la automatic. A fost la fabrica automatică, n-am închiriat un cipriot. Și am făcut un pop-up, Fratelli. O locație, știam că o să dărâme. Și asta a fost mișto. Am speculat chestia să faci un party într-o hală industrială. Și am făcut un concert. Primul concert l-am făcut, l-am adus Boniem într-o discotecă. N-am spus la nimeni. S-au trezit cu Boniem pe scenă și cu noi doi. Și cu șuie paparude. Exact. Cu paparudele. Așa, și de acolo am ținem... După aia am deschis terasa, în fiecare an am deschis o altă locație. Da. Dar cum funcționează, de fapt, tandemul vostru? Cine vine cu ce și cum vă completați? Eu fac partea de concept, de design și de implementare. Liviu e foarte bun PR și operațional și, bineînțeles, Dani, partenerul nostru de când am început, care ține operațional, cifrele. Care ține cifrele, cheile și nu de multe ori pe noi în frâu. Și când vă luați la ceartă, de la ce vă luați? De la Burge. Puteți să nu și acum la ceartă. Nu, dar serios, aveți chestii. Trebuie doar să ne iei un par cu apă de aici. Există o temă, nu știu, de pe care, nu știu, niciodată nu sunteți de acord sau există ceva? Nu, sunt temporare temele astea în care nu suntem de acord. Până la urmă ne punem de acord. Dar fiecare încearcă să nu facă ceva pe care nu i-ar plăcea lui Fratisul. Da. În general. Eu, în general, Liviu încerc să fac asta. De-aia nu merg pe linia de tramvai. Aveți un... Eu de-aia nu-mi iau carnet. Ca să nu conduci, să nu conduci și tu, să nu conducă și el. Dar te las doar pe tine. Auzi, dar vă gândiți de la început, adică de la început, acum vă gândiți cum o să dezvolte business-ul sau toate le faceți așa pe parcurs? Nu, dar deja începem să ne gândim că business-ul are o valoare foarte mare acum și nu mai e o joacă. Când ai câteva sute de angajați și cheltuielile enorme. Trebuie să te gândești mai mult, știi, la riscuri. Nu mai poți să, dar oricum suntem dezinvolți, pentru că noi avem toate instrumentele. Noi ne creăm designul, noi, Nadia face tot ce înseamnă grafică, identitate vizuală, eu creez 3D-urile și implementez și avem atelierul care implementează și așa mai departe pe toate posturile. Și atunci ne-am creat niște mecanisme și ne e foarte ușor adică să acum funcționează. Și totul ține de noi. Deci nu avem supplier exteriori. Totul e in-house. Deci ăsta crezi că e secretul în business-ul vostru sau care crezi că e? Păi nu e un cumul de mici factori. Asta e succesul într-un business ăsta de entertainment, să zic. Adică? Sunt mici factori. De exemplu, ăsta vine și face și ne dă cheia unui loc frumos, da? Sau direcția, știi? Direcția. Care reiese meniul care lucrează ei mai departe. Da. Adică totul converge într-o direcție. De fapt, asta e ideea, știi? Deci, ce e foarte important de precizat este că se lucrează într-o mare echipă. Că suntem foarte mulți care lucrăm, suntem mai mulți parteneri. Așa, dar noi povestim acum de ce facem noi doi da? Să nu se creadă că noi facem totul. Nu, am înțeles că există un om deși care face socoteala. Deși la deschis Oliviu spăla vase, eu puneam muzică și invers. Știi, spăla vase, curățam, spălam pe jos, spălam toaletele tot toate timpul. Etapele. Așa, și ce am încercat noi, care partea mea de exemplu, e încerc să-mi folosesc abilitățile astea de PR care au fost cumva furate din perioada Sofitel, Le Club Sofitel și... transmit și echipei mele același lucru. Când zici că folosești PR-ul, vorbești și despre și faptul că, nu știu, te știi cu toți clienții, bună ziua, când vin, la revedere. Te contează foarte mult cum saluți, cum comunici cu ei, cât de relaxat ești. Știi că asta, apropo de cum comunici, mi-aduc aminte că aveai tu la un moment dat un tic verbal și tot timpul ziceai fantastic, fantastic și știi că erau oameni care ziceau, cine mă, Liviu, fantastic. Asta nu-mi prea ajung la tine. Ca să știi, Liviu, fantastic. Există ceva ce vă place cel mai mult din ce faceți voi? Să bem? Atunci când bem gratis? Nu, ne păi place, cum ne gratis, place. Că gratis. Ne place să ne trezim dimineața și să avem o nouă provocare, să facem ceva nou, să reinventăm, să facem un oraș mai frumos, să trăim într-o lume mai bună. Asta e atu, de asta suntem buni, că tot timpul ne reinventăm pe noi ca oameni și încercăm tot timpul să aducem ceva nou. Cine alege muzica în club?
La început am ales-o noi, dar acum îi lăsăm pe alții să se ocupe de treaba asta. Dar la început, adică și acum... Direcția muzicală numai puțin. În fiecare seară, DJ-ul are obligația să pună o Metallica, să pună rock, să pună muzică veche, anii 60-70, să pună o românească. Deci iau câteva direcții. Da, da, da. Dar restul îi lăsăm pe acești directori artistici ai noștri. Hai să mai ascultăm și noi muzica atunci. Nu știu, ia, care dintre toate alea pe care le-ați ales vreți să o ascultăm acum? Ce mai avem? Pink Floyd? Wish You Were Here? Da, da. Hai, Pink Floyd. Am crescut cu Pink Floyd în casă, așa că... Hai. Invitații noștri de astăzi sunt Liviu și Mihai Popescu, sau cum să le zic, gemenii de la Fratelli, ca să înțeleagă toată lumea. Care au fost cele mai remarcabile evenimente pe care le-ați organizat? Liviu, ai legătura cu ce ești. Ia zi, Liviu. Trebuia să-mi zic și mie cu un minut înainte. Știu, multe, dar gândește-te așa. Care ne sunt aproape. Am dezvoltat o serie de evenimente sub umbrela Carnivale, în care am creat scenografii aparte. Eu am lucrat și scenografie 6 ani la Castel Film și am un bagaj destul de mare, apropo de pop-up, dar inventat lucruri rapide pe care oamenii să le perceapă foarte direct. Și Carnival ăsta cred că e ultima creație. Angajăm actorii, avem trupă de teatru, se cheamă Teatrelii, avem performeri, acrobați, costumieri, bine? Make-up artist. Adică petrecerile s-au transformat în adevărate spectacole. Da. Asta e concept. De când ai adus caruselul ăla de la Ploiești, da, am adus carusel, dar niște țigani, nu puteam să băgăm în București. Au venit țiganii să-l ia, că le-am zis că îl închirem două ore și au venit apă la 11 noapte. Dar de ce era lor? Era caruselul. Carusel, am luat carusel de la un bâlci. L-am adus aici, l-am vopsit, nu l-am mai recunoscut. Zic, domnule, mi-ai strigat caruselul, pe l-am făcut mai frumos. Nu că l-a merge așa cum era el la bâlci, pe unde mă plimb eu cu el. L-am adus cai, am adus hergheli de cai. Aduceți tot timpul DJ, am văzut, din străinătate, nu? Da, DJ oricum își doresc foarte mult să vină din... Suntem destul de cunoscuți acum și datorită Facebook-ului. În plan european. Pe plan european și mondial. Planetar. Suntem mondiali. Să zicem planetar așa. Suntem mondiali și vin DJ, dar pe noi ne atrag mult, adică, nu știu, conceptele astea de petreceri. Nu doar un DJ care vine și pune aceeași muzică. Că îmi aduc aminte de Corina Chiria, care vine soată la o petrecere la Fratelli. Am spus că mi-a zis, Doamne, sunt așa de fericită că am ajuns și eu să intru la Fratelli. Da. Și a venit chiar și a zis, la ce oră cânt? Veniți încoace, cântați la 12. Pe la 1 mă întreabă, Liviu, la ce oră cânt? La 2 intrați. Pe la 4 dimineața zic, spune, trezește-mă și pe mine când trebuie să cânt, că nu mai am nicio așteptare. Nu, da, și, rup scena în două. Nu, asta ne-a plăcut să inventăm lucruri, ne-a plăcut să ne legăm să surprindem, de valorile. Să surprindem. Noi în România n-avem șlagăre. Nu există, într-o dată lumea asta unde avem șlagăre, dar nu le-am mai... Nu le-am promovat. Nu le-am mai promovat, dar nu le-am mai ținut. Ne-am făcut ziua, ați minte petrecerea cu 600 persoane, ne-am făcut ziua de naștere și am adus numai cântăreți români. Mihai Constantinescu, Daniel Rodăchioaie, cum îl cheamă... Toată lumea a așteptat DJ străini sau chestii cu... Temișan. Tot din moasă surprins. Dar a fost o super atmosferă, adică până la urmă... A fost foarte, foarte tare când l-am adus pe Daniel Rodăchioaie să cânte și aveam o problemă cu el, că avea o singură melodie. Și cântă melodia, ce mai cânt acum? Mai cânt o dată pe asta. După vreo 2-3 repetări, a cântat vreo 4 ori melodia Mare Albastră. Așa, dar în secunda în care a cântat-o, l-am băgat la 3 dimineața, nu l-am anunțat. Bine, alături cu el pe scenă, nu se putea altfel. Cușul e pe parude. Am simțit că se rupe discoteca, l-am băgat. Și am avut câteva momente. Noi am avut perioada de trupe românești, deci noi am avut joile de la Fratelli în care au cântat Compact Iris, Holograf, toate trupele românești. Dar cred că asta e foarte bine, să ne redescoperim artiștii. Adică până la urmă toate țările țin de artiștii lor cât mai multe vreme. Și de a asculta muzică live, știi? Da. Iar și Corina Chiria, că arată bine, e o doamnă, cântă foarte bine. Și atunci de ce să nu o pui? Da. Și nu strică nimic, adică noi ne dorim un public deschis. Da, care acceptă și șlagăre, care acceptă mai multe tipuri și nu urmă trenduri, noi creăm trenduri. Țin minte când l-am adus pe unul într-o seară, am închis lumina, a venit un spot pe el, s-a întors, Hello Romania, I'm George Michael and I came to sing for you. Peste jumătate de oră, Pro TV-ul, Antena, toate televiziunile, George Michael la Fratelli. Băi, nebunilor, e un chinez George Michael, e un tribute George Michael. E fratele Corencei cu care făceam eu tenis. Da, oh, exact. Era un tribute band, cum vă imaginați? Sau că l-am adus pe Bon Jovi, același tribute, așa, și l-am prezentat unui tip
Și uite, Bon Jovi a venit la noi și ăla vorbea cu el. I'm a great fan of you, sunt mare fan, vreau să te cunosc, de când i-a cerut autograf. Noi muream de râs, că la era, deci, ducea cu Bon Jovi. Da, de departe de tot. Și îți dai seama ce putere de convingere aveam noi dacă i-am zis lui ăla. Și după ce i-am zis, bă, nu e Bon Jovi ăla, lăsați-mă că mă mințiți. Dar noi am avut o perioadă în care tot ce făceam era credibil, adică nu te îndoiai că nu-i nimic... Că nu e real, așa. Că nu e nimic așa, știi? Adică tot ce spuneam. Da. Și, dar, iar tot ce făceam, făceam pentru că ne plăcea. Asta și a fost tu ce faceți? Faceți da, pentru că am adus să cânte Guns N' Roses, ăsta, tribute band Guns N' Roses. Aia cântau un heavy metal, dezrupeau capul. Când le-am zis să cânte și bluesurile lor, Child in Time, November Rain, baladele lor, au început cu, cu cuvinte urâte, da? Da. Așa, nici după ce am scos cu Bodyguards-ii de pe scenă, nu s-au potolit. Dar pentru noi a fost un lucru funny. Da. Ne-am amuzat. Dar voi cum am avut ce povesti câteva zile. Cum priviți concurența? Concurența suntem noi. Concurența cea mai mare suntem noi. Suntem noi înșine. Nu, serios, adică sunteți la curent cu tot ce fac alții în domeniu? Nu știu, sunteți atenți ce se întâmplă? Mergem la târguri, la expoziții. De fapt, prin prisma meseriei mele de designer, călătoresc foarte mult și văd noi trenduri, că nu trebuie să vezi neapărat noi trenduri în cluburi. Clubul oricum în străinătate nu mai există. Dar trebuie să... Stai că mă aud puțin ciudat. Da, acum ne auzim bine. Ai apăsat pe acolo ceva. Așa, Și... Dar trebuie să fii la curent, trebuie să fii actual. Trebuie să fii actual în orice, știi? Adică pozezi un gar, pozezi un stâlp, pozezi o cabină telefonică la Londra. Toate îți creează o stare și tot ce faci tu mai departe e o experiență care o transmiți. Și asta noi am adus DJ de la Paris să educe puțin publicul când a început muzica electro. Și băgam câte o oră și ceva ca să îi obișnuim. Da, tot timpul am încercat să creăm trenduri, știi? Și cel mai bun exemplu e ăsta. Că partenerii noștri au zis, noi am avut cerere să facem Fratele la Galați și câțiva s-au împotrivit în zona metropolitană Brăila la Galați, cum a spus domnul de acolo. Și partenerii s-au împotrivit, tocmai la Galați, mai bine facem la Paris sau la Berlin. Păi zic, nu, e greșit, datoria noastră e să facem la Galați, chiar la Paris și la Berlin au și acolo e simplu de făcut. E complicat de făcut la Galați și în zona metropolitană. La Galați, în zona metropolitană. Să vină turiștii cu barca. Adică tot timpul ne-am acceptat provocări, știi? Da, acum pentru că vorbeai de design, știu că o să ești nominalizat și la un premiu foarte important. Da, sunt nominalizat la Restaurant and Bar Design Award, la Londra. Auzi, nu poți să zici tu, suntem. Păi cum de suntem? De data asta mai pot să zic. Vezi cum e? N-ai transpirat alături de mine. Numai el e nominalizat, da? Lasă-l și pe el. Și asta e o satisfacție foarte mare, că sunt al treilea an consecutiv că sunt nominalizat la premii, la Oscarurile Restaurant and Bar Design Award din toată lumea. Și de data asta chiar am fost sunat și mi s-au cerut niște poze la o rezoluție mare cu mine, că o să am o surpriză, să vin neapărat la DC, ca să nu se bagă de râși, să dea bine, a trimis niște poze cu mine. Nu ne-a plăcut asta, nu ne-a plăcut deloc asta. Ce fel de relație aveți cu cei cu care lucrați? Cum sunteți cu angajații? Nu știu. Noi nu avem angajați și nu avem angajați. Stai că ați vorbit împreună. Suntem non-conflictuali. Așa. Deci și eu și Mihai, în secunda în care am un potențial conflict în față, preferăm să cedăm noi, să lăsăm de la noi și să lăsăm. Nu ne plac conflictele. Și nu avem angajați. Nu avem colegi, sunt băieți care au crescut cu noi. Da. Să știi că e adevărat, uite, eu am vorbit cu Bogdan de la Clubul Francez și mi-a confirmat, ies la scut. Liviu nu refuză niciodată. Pe Liviu, dacă îl întrebi ceva sau îi cer ceva, orice, un sfat sau orice altceva, el nu spune niciodată nu. Este tot timpul deschis și tot timpul gata să te ajute în orice situație. Chiar dacă nu poate sau... Dar el nu spune niciodată nu. El întotdeauna este dispus să spună da și... Ți se pare că seamănă cu Mihai? În mod sigur seamănă, nu atât fizic, dar am surprins și de multe ori, fără ca ei să fie împreună, să-mi dau seama că au anumite fraze care le spun, au anumite picuri și verbale și fizice care le găsești la amândoi. Cum ți se pare relația dintre ei? Foarte strânsă, foarte strânsă mi se pare. Chiar dacă nu sunt împreună, ei comunică tot timpul și telefonic și sunt tot timpul în contact. Care e relația pe care o aveți voi cei de la clubul de sport cu Mihai? Mihai este, pe lângă că este unul dintre acționari, el se implică foarte mult și în viața clubului, vine foarte des și la sport, aproape în fiecare dimineață vine la sport și la fel ca și Liv, e foarte atașat de personal, el fiind răspunzător, să zic așa, pentru tot ce înseamnă locațiile noastre.
tot timpul e cu un ochi, să zicem, critic, în sensul bun, la tot ce se află pe lângă noi. Foarte mulți întreabă cine, să zicem, răspunzător pentru design și ne mândrim să spunem că Mihai. Vrei să le transmiți un mesaj pentru că o să te asculte la radio? În primul rând să fie sănătoși și să rămână întotdeauna la fel de optimiști și glumeți și puși pe glume. Mm? Drăguț. Da, să le spun ascultătorilor că vă roadeți unghiile amândoi? Sau... nu? Da. Facem economie, ce vrei. Eu n-am fost niciodată la manicură. Nici el. Eu dacă sunt bolnav, mi le roade Livi. Cum e acasă? Mai aveți timp să ajungeți pe acasă? Da. 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 Liviu a răspuns, la mine da. Au crescut copii. Matei are 17 ani, Anisia a făcut 14 ani și Simona mi-a făcut o surpriză și a mai apărut un băiețel în viața noastră, Marcu, și care e blond, cu ochi albaștri, seamănă cu cineva, dar încă nu ne dăm seama cu cine, nu mă supăr. E la tine și, în curte? Avem câine, Matei și-a luat un câine, avem pisica acasă și toate lucrurile astea mă fac să apreciez cât mai mult viața acasă. Deși nu sunt obișnuit, adică gândiți-vă, 10 ani de zile eu n-am stat acasă nicio zi. Și nu pot să stau, dacă zice Simona, astăzi stai acasă, nu ieși, am o stare, mă iau un atac de panică. Da, și eu la fel, nu pot să stau. Eu am dormit în atelier, 2 ani de zile am dormit în atelier. Cu colegii mei, eram la școală ziua sau la business și dormeam în atelier, dar n-am avut asta cu să merg acasă, n-am avut un program. Deși în fiecare dimineață mă scol la 6:30. Dar se scol în atelier. Mă scol undeva, dar nu pot să stau, deci tot timpul trebuie să mă duc să văd. Nu pot să stau decât dacă desenez, adică stau închis în birou, dar desenez, fac ceva. Nu pot să stau pur și simplu. Da, amândoi sunteți împreună de mulți ani, nu? Cu soțiile voastre. Hai să luăm pe rând, da. Liviu. Da, de... Liviu vreo 17 ani și vreo 16 ani. Da. Adică din liceu? Da, din liceu. La Liviu din liceu, da. Am avut șansa să fiu primul băiat care a cunoscut-o pe Simona, care tocmai venise din Elveția și le-am zis colegilor, băieți... Asta e a mea. Asta e a mea. Și a mea aici acum. Și tu, cum ai cunoscut-o pe Nadia? Eu la patinoar. La patinoar? Da, la patinoar. Dar taci, domnule, să spun omul cum a cunoscut-o. Tatăl nostru a fost hochist, lotul național, a jucat hockey și noi am cochetat cu hockey o perioadă și patinam destul de bine. Nu cred că asta a atras-o. Păi și erai la patinoar și eram la patinoar. Am văzut-o, am invitat-o la dans, cum se făcea atunci. Atunci cunoșteai fetele la patinoar. Atunci vorbesc de parcă aș fi... Așa, invitat-o la o petrecere. Deci de-aia sunt de atunci. Am invitat-o la o petrecere și am avut niște episoade, n-am fost tot timpul împreună, ne-am mai separat, dar de 16 ani suntem căsătoriți și avem împreună 2 copii și acum urmează al treilea. Avem o fată, Izabela, păi de 16 repede, după ani, tine. Luca. Da, a venit și el cu al treilea. Da. Că Liviu l-a făcut pe al treilea și l-am întrebat, bă, dar nu puteai, mă, să mă întrebi pe mine, că acum o să-mi dea mama să fac și eu unul. Și așa a fost. Și așa a fost. Dacă și acum am dat... următor, că Liviu a fost tot timpul primul. Ți-a dat temă, o să-i spun, numai gata, că tu asculți, de fapt. Da. Și tu cum ai abordat-o pe Simona? Păi am abordat-o, eram la etajul 2 al liceului și acum mi-aduc aminte și a apărut o colegă nouă din Elveția. Care avea blugi. Avea blugi, exact, pe vremea aia. Avea geantă. Așa și... Sac, avea un sac de stac. M-am plimbat-o de la cofetării vreun an de zile, până când i-am cerut prietenia și când mi-a oferit-o, m-a invitat la acasă. M-a invitat la acasă, unde am cunoscut-o pe mama ei, care arăta ca sora ei, că și acum mi-aduc aminte. Și am descoperit că Simona avea... Și am descoperit că Simona avea bicicletă din Elveția, pe care mi-am împrumutat-o. Când a nins, am descoperit că avea schiuri din Elveția, sclăpar din Elveția. Ai fost un profitor! Da. Am ciocolată din Elveția. Auzi, dar voi vorbeați între voi despre iubitele voastre? Niciodată. Adică dacă îți place ție, nu-ți place? Niciodată. Serios? Niciodată n-am împărtășit. Nu. Niciodată. Hai că nu cred, pe bune? Nici măcar când dormeam în paturi suprapuse și veneau iubitele. Și le vedeți? Prietenele, colegele, veneau și mai dormeau la noi peste noapte, nici atunci nu vorbeam. Da. Adică nu v-aș ceru părerea, mă, ție îți place de iubita mea sau nu-mi place sau ceva? Nu. Niciodată. Nu mi-o dai și mie, n-au fost de astea. Să-i dau o înghețată. N-au fost de astea, n-am soție de mie. N-am avut relații de tip. Și când v-ați hotărât să vă însurați, nici atunci n-a zis, mă, o fi bună asta de nevastă pentru mine, pentru tine?
Nu, noi am avut un noroc teribil, nu știu cum. Deci am simțit că e persoana care va sta lângă noi, nu știu. La momentul ăla îți dai seama, gest de inconștiență, probabil. La 22 de ani am avut primul copil. Tu ai avut la 22? La 22 de ani. La 23. Eu am făcut imediat după el, la un an după el, de fiecare dată. Deci erați căsătoriți de pe la 20 de ani, sau? Nu, chiar atunci ne-am căsătorit. Chiar atunci ne-am căsătorit. Wow. Și cum rezistă ele acum când voi sunteți în fiecare noapte în club? Că am văzut că vin și ele după voi, nu obosesc, adică nu știu, nu-s geloase că văd atâtea fete de 16 ani care apar în club? Fete de 16 ani, ne uităm. Uite, Mihai desenează. Mihai desenează, nu spune nimic, nu știu. E bine asta? E de bine asta? Nu mai, de câtva timp nu mai merg. Nici noi și noi am rărit-o, nu mai ieșim decât vinerea sau o facem curând. În general, publicul Fratelli crede că e doar unul singur și atunci ne permite să meargă iasă unul vineri și unul sâmbătă. Nu, și oricum profităm de faptul că arătăm la fel. Nu, dar serios, n-a fost greu pentru ele? Râdem glumind, dar suntem niște profesioniști. Da, absolut. Serios, n-a fost greu pentru ele? Adică nu se gândeau că greu, ce naiba faceți greu, este acolo? Greu, este greu, dar ținem cont oricum și de părerea lui și facem tot posibilul să împăcăm și capra și varza. Am înțeles. Și soția și business-ul. Auzi, dar... soție cum... capra. cum vi se pare că sunt copiii voștri în comparație cu voi la vârsta respectivă? Nu mai n-au pasiunea care am avut-o noi pentru orice. Deci pentru noi călătoria cu troleibuzul de la liceu era o chestie care o povesteam acasă jumătate de oră. Se întâmplau lucruri. Deși aveam mai puține lucruri, aveam mai mult timp și aveam amintiri mult mai proaspete. Eu am amintiri atât de fresh din perioada aia, deci din perioada, să spunem, până la terminarea liceului, care eu, acum două luni nu-mi dau seama exact ce a făcut, dar atunci am amintirile atât de calde și trăiam totul cu atâta pasiune. Și păi poate pentru că nu erau atât de multe lucruri de făcut. Nu erau atât de multe lucruri de făcut, exact. Nu? Da. Au multe pe cap și copiii, școală, meditații, sport. Da, e zoom-zetul ăsta din jurul tău, știi? Socializarea pe internet, mall-urile. Și outdoor-urile, numai dacă mergi de la școală până la casă, un copil în renaștere vedea, un om într-o viață vedea în renaștere 500 de imagini, acum le vede într-o oră până ajunge la școală. Deci sunt bombardați cu informație. Noi încercăm să stăm și să-i rupem puțin să nu punem presiune pe ei. Matei are 17 ani, mai are 2 ani de liceu și o să-și aleagă. Vrea să facă designer, mai a dezvoluit de câteva luni de zile. Și atunci îl încurajez. Și dacă vrea să joace tenis cu Corinț, Izabela nu vrea nimic. La noi asta e Danilo. Dar nu e adevărat. Bine, ia pune-o pe Izabela să vedem ce zice, că nu crede tasul nimic. E amuzant. Face mereu glume. Vă înțelegeți ok? Da. Foarte bine. Ai ceva care crezi că ai învățat de la el? Păi e designer și eu vreau să fiu la fel. Când se supără, cum e? Rău. Adică când e bun e foarte bun și când e rău e foarte rău. Și crezi că e bine asta? Da. Vrei să-i transmiți un mesaj pentru că o să te audă când vine aici la noi la radio? Că îl apreciez foarte mult pentru ce fel de persoană e. Vezi? Izabela, a zis, fii atent, eu în calitate de unchi îmi notez treaba asta și o să te urmăresc. Ai văzut? A zis că vrea să facă designer și că te admiră, deci vezi că poate că nu spune, dar știe. Trebuia să spună ceva, nu putea să zică nimic. Dar ce să ne facem noi dacă toți copiii noștri, cei 6, o să vrea să facă designer? Cu ei lăsați cluburile. Dar știi ce mă întreb? De ce nu vor să facă profesor de tenis la Corengi? Nu te întreb? Auzi, dar vrei să știi ce zice și fii tu? Ia. Ia să-l băgăm și pe Matei să vedem ce zice despre taică-su. E super de treabă, vorbesc cu el ca și cu un prieten, adică deschis. E cu noi chiar și când nu e cu noi. Te ajută faptul că te-a avut când era foarte tânăr? Da, și de asta pot vorbi cu el ca și cu un prieten, îmi dă sfaturi și cu fetele care vorbesc. Adică e deschis cu mine, nu e ca un tată de 50 de ani sau... Și când îți dă sfaturi despre fete, tu-l și asculți? Păi normal. Spune-mi, te rog, o să te asculte la radio. Vrei să îi transmiți un mesaj? Sunt mândru de el și de tot ce face și că l-aștept să punem un film când se întoarce din Italia acasă. Ai văzut? Să nu credeți că am plecat în Italia la muncă. Acolo vi se pare că e cel mai mare gap între voi și copii? Faptul că acum nu mai sunt atât de pasionați de nimic? Adică nu vi se pare că sunt la fel de pasionați ca voi? Dar nu mai au pasiunea care aveam noi. Au pasiuni, dar nu... De exemplu, Matei, care e într-o perioadă extraordinară acum și e la 17 ani, pot să zic că e matur. Are pasiuni, dar și le canalizează într-o anumită direcție. Noi eram deschiși la orice.
Venea unul și zicea, haideți bă la cercul de teatru, hai la cercul de teatru. Țin minte când ne ducea la... Dar să știi că, da. Eu cred că așa e toată generația, că asta observ și eu. Înainte noi eram deschiși la absolut orice, pentru că nu erau foarte multe lucruri. Acum pentru că au senzația că au acces la orice, nu mai vor nimic. Și soția mea, care e foarte cerebrală, îmi spune, lasă-l cu asta, e ok. Zic, păi nu, hai că par rău că nu faci. Eram în echipa de basket a liceului, nu mai știam când să le facem pe toate. Dar sunt implicați cumva și în ce faceți voi? Adică vin cu idei de petreceri sau de nu știu, adică Matei le place să bage puțin Matei în... vine tot timpul. Asta? Și Anisia la 14 ani începe, dar Matei tot timpul. Adică tot credeți că ați putea să lucrați cu ei la un moment dat? Sau, nu știu. Am vrea să lăsăm în spate, că noi deja creăm noua direcție de business asta cu Beautiful și încercăm să mutăm toată activitatea noastră pe zi și avem o poveste. Deja am crescut în... Noi putem spune că suntem poate... prima generație, na, care a deci creat ceva și care poate să lase ceva în urmă, știi, ce va crea de la o de la 15.000 de euro, crea acum de la 10 zero. Ani, de la zero, știi? Da. Știi ce e tare la Matei, că el lui el nu vrea neapărat să facă să preia ce am eu, pentru că îi se pare prea ușor, vrea să lupte. Și asta apreciez mult la el. Păi trimite-l o dată să spele vase la noi, să vezi că dacă mai vrea. Bine, da, și a dorit să fie direct manager și asta. Da, exact. De ce voi ați auzit vreun copil care zice că vrea să facă muncitor, nu știu, nu, el vrea să fie director de așa, adică manager de... N-ai văzut că sunt director, sunt în ziua de azi? Am văzut. Știți că acum dacă lumează... Scuze-mă, dacă te sui în troleibus și strigi domnul manager sau domnul avocat, se întoarce jumătate de troleibus. Dar dacă te duci și strigi, cum zici, zicea voia să coboare toți managerii, rămâi singur în troleibus. Și eu caut întâmplar de... Chiar, că am ajuns la radio, profit de această ocazie și aș dori să fac și eu un anunț. Am și eu nevoie de doi tâmplari. Și de un tapițer, sau de cineva Mihai, care, un tapițer. Care atunci când ne strângem să facem ceva, să poată să bată un cui în perete. Și atunci să nu-și dea cu părere. Vreau să profit și eu atunci să spun că aș vrea să găsesc un cizmar. Da. Serios, nu se poate. Lumea la Paris se duce și își pun flecuri și, flecuri, nu știu, da. Pingelesc pantofii și aici nu mai găsești un cizmar. Adică toată lumea aruncă pantofii sau nu știu ce s-a întâmplat. Din păcate au murit meseria și au murit meserile, au murit școlile profesionale, aia e cel mai important. Toată lumea vrea să ajungă să facă drept sau ASE sau limbi străine. Nu mai există școli de meseriași. Și asta e drama poporului până la urmă. Știi? Adică eu urmăresc, eu am meseriași încă vechi, eu am strungare, am prelucrător prin așchiere. Colegi de mei care mai avem un lucru. Tu știi că nimeni nu vrea să se angajeze ospătar. Li se pare așa o meserie de conjunctură. O meserie, adică de vacanță. Da, de și vacanță. Zic, te privesc, uite-l pe ăla, a avut noroc, eu n-am avut, o să stau aici o lună, două, trei, după care o să-mi fac și eu business-ul meu, fac și eu cafenea. Te duci într-o vacanță sau într-o metropolă și vezi că sunt ospătari de 60 de ani, de... Fericiți cu ceea ce fac, cu păroase. Mândri că sunt restaurante la Paris unde îi știu pe ospătari ăia de 20 de ani și sunt oameni la 60 de ani, da. Mă rog, poate o să mai schimbe lucrurile. Acum a venit momentul pentru o rubrică, se numește Back to Back. În mod normal, eu mă întorc cu spatele și stau spate în spate cu invitatul. Acum nu știu cum să fac. Eu zic să rămân așa, să mă întorceți voi cu spatele, că nu știu cum să facem. Și eu o să spun câte un cuvânt și voi o să ziceți ce cuvânt vă vine în minte când auziți cuvântul meu, dar să spuneți pe rând și la microfon, da? Luați cumva microfonul ăla să-l țineți în mână. Back to Back. Dragoste. Femeie. Nevastă. Rușine. Mai departe. Poate îl mai repetăm ăsta. Bine, trec mai departe. Nu ne rușine. Bine, trec mai departe. Sex. Nu. Nu, mersi. M-ai surprins aici. E cam dur. Curaj. Avem. Pauză iar. Concentrează-te. Bani. Muncă. N-avem. Muncă. N-avem. Talent. Muncă. Halep. Ce spontan e Liviu. Tot muncă. Frică. Ne frică. Pas. Vacanță. Când vrei tu. Da, oricând. Asta nu zic eu. Perfecțiune. Nu există. Ai dreptate. Trebuie să-ți dau dreptate. Frumusețe. E relativ. Beautiful. Copii. Viitor. Singurul lucru care merită
Muzică? Rock. Rock. Frate. Geamăn. Geamăn. Hai, gata, întorceți-vă. Băi, e grea asta. Hai că ați intrat așa, v-ați intrat încet da. În mână, dar... Dacă mai dura vreo 20 de minute. 20 de ani. Auzi, da, mai dura vreo 20 de ani. Hai să ne mai întreb o dată, să repetăm. Da, hai, să luăm de la început. Da. Folosiți rețele de socializare? Mihai s-a lăsat, eu mai folosesc Facebook-ul. Da? M-a surprins, da, scrolluind dimineața, când era momentul cel mai important de zile, când ajungeam la birou la 8 dimineața și trebuia să desenez, m-am trezit scrolluind pentru jumătate de oră și pierdeam momentul ăla în care nu suna telefonul. Și atunci am renunțat la pagina mea. Ați fost frică că te prinde mea, și dar îți avem, dar noi avem niște oameni care sunt, Liviu Popescu, Mihai Popescu, da. Pe Facebook. Pe Facebook, care ne țin locul și care au stat cu noi puțin și care au învățat să poarte ca noi și care răspund ca noi. Și care au pus și poza voastră. De profil. Poza da. Noastră e și noi când trimitem content. Pentru asta avem o companie mare acum deja, adică noi lucrăm marketing și PR la scară mare. Uh-huh. Sunt mulți oameni care lucrează. Pagina Fratele are peste 100.000 de follower. Și... Vă ajută? Adică simțiți forța rețelelor da, de socializare? Da, da, da. Am angajat de curând o tipă foarte mișto, care ține tot digital, e uh-huh. corect? Da. Da. Și face tot marketing online. Uh-huh. Care da, nu tot e online, totul e... Tot e online. Există ceva care, nu știu, ați fi vrut să faceți și n-ați făcut? Adică... Liviu cred că să joace în film. Liviu trebuia să joace în film. Iar eu să fac regie. Da? Nu neapărat în filme cu el, da. Mi se pare asemănător asta, arhitect, designer, regizor. Ți-ar plăcea să faci și regie de teatru? Da, nu de teatru, de film. Dar numai de film. Teatru nu-ți place? Nu. De ce? Nu, e prea... E prea profund, prea pe... E ca și cum, eu am făcut mult scenografie de commercial, am făcut reclame, peste 65 de reclame pentru străinătate și n-am făcut niciun film ca scenograf, pentru că nu pot să stau să lucrez o cameră cu detalii doar că se vede pe ecran mare timp de 3 luni de zile. Totul uh-huh. trebuie să aibă o dinamică, trebuie să fie cadre rapizi, să n-ai rapide. Timp, adică să rapide, să lucrezi repede și intens. Adică să transmiți într-o secundă ceva care... Se pare prea static teatru prea sau static, ce? Da, prea static. Asta e și cu... Tu știi că am fost prezentator la, mi-aduc aminte acum, la Antena, cu Alice, cu soția lui Brânciu. Nu te cred, da? Da, prezentam o emisiune de copii. Când? Acum vreo 2 ani. 20 de ani. Am crezut că este acum vreo 2 ani. Nu 20 de ani, stai mă, că n-are Antena 20 de ani. De când s-a, din prima zi de când s-a înființat Antena. Și? De ce te-ai lăsat? Era o emisiune pentru de copii. De la Corinția, l-a pe prietenul nostru, Ovidiu Niculescu, că n-avea bani și l-am trimis pe el să facă prezentator. Da, da, da. Păi Ovidiu Niculescu, celebru actor, Ovidiu Niculescu. Cum, și ai plecat tu și l-ai trimis pe altul în locul tău? Da. Păi și tu unde te-ai dus? Și tu unde te-ai dus? La Corence. Deci, întreaga emisiune s-a învârtit în jurul Corencelor ăsta. Voi pe cine v-ar plăcea să aveți invitat dacă ați face o emisiune la radio ca asta? Mie pe Dobrovolski, zice acum. Nu știu, pe tine. Da, e Caterinca. Să ne râdem. Da, e Caterinca. E Caterinca. Dacă n-ai fi fost tu, n-am fi fost aici. Da. Mulțumesc, sunteți drăguți. Îți dăm exclusivitate. Și vezi că zice el asta și nu e el ăla cu PR-ul. Adică nu mai înțeleg nimic. Nu, dar mi-a spus lui. Păi da, n-a fost atentă că în pauză ne-am schimbat tricourile și nu te-ai prins. Și acum că aveți și barbă, s-a terminat. Da. Mai avem o rubrică și ați scăpat de mine. Ia să vedeți. 10 întrebări esențiale. Ce ai face? Asta ne omori. Nu. Ce ai face dacă ai câștiga 1.000.000 de euro? M-aș duce în vacanță de ei. M-aș lua copii și m-aș duce în vacanță. Ia zi, Mihai. Eu i-aș investi în atelierul meu de producție de... Ca să stau mai mult în vacanță. Ca să se alini. Nu, dar asta îmi place să... Ce înseamnă? Păi numai, Mihai, mai puțin, câștigi 1.000.000 de euro, deci nu-i muncești, câștigi. Vin ușor, e cheltui ușor. Nu, știi că ai câștigat, bine. Hai să nu ne certăm. Hai că mergem cu tine în vacanță, gata, hai, treacă de la noi. La mama aia, la fratele mama aia. A fost prea serios, ai dreptate. Ai văzut cum a văzut foarte bine chestia. Băi, ai câștigat, adică ți-au venit, trebuie să-i cheltui cum au venit. Nu trebuie să-i ții să investești. Ce e de haram se duce. Deci, ce înseamnă lux pentru tine? Să stau o zi întreagă acasă, să mă uit la copii. Ia zi, Mihai. Pentru mine să mă scol sâmbăta dimineața fresh, să fiu la Londra, să simt orașul, să alerg. Asta în orice oraș, lux, cred că nu neapărat la Londra. Da. Să am timpul meu, ăsta înseamnă lux. Să am timp Vă mai cu duceți mine. Împreună, nu? Pe la concerte, pe asta. Am văzut că vă plimbați împreună până în lumea. Vă place? Ne place. Pentru ce ai face orice sacrificiu? Pentru familie. Pentru familie, da.
E întrebare ușoară. Dar mă gândeam dacă nu e o întrebare capcană. Pentru mine. Dacă vrea, da, și am avut asta. Dacă vrea să ne lase corigenți. Aveți sechele de liceu. A face orice pentru doamna profesoară. Sunteți fericiți? Da, super fericiți. Când v-ați simțit cel mai mândru? Tu când ai cred fost cel mai când, mândru? La ultimul copil, pentru că la primii doi, la 22 de ani și la 24 de ani, nu prea realizam și da, nu prea apreciam. Acum la ultimul copil, efectiv, am fost mândru de ce am realizat. Da. Eu mă simt mândru de fiecare dată când mă opresc și mă uit în spate și îmi dau seama ce am realizat. Când am momentul ăla, clipa în care îmi dau seama că ceva s-a întâmplat, că am familie, am copii, nu că am plantat un copac și că am făcut o casă, dar atunci mă simt cel mai mândru. Ce ai face dacă ai ști că săptămâna viitoare e sfârșitul lumii? Aș face nimic. Eu aș face ce fac în fiecare zi. Eu trăiesc ca și cum ar fi mâine sfârșitul lumii. Da. Sex dimineață sau seara? La orice oră. Care e problema? Seara. Când ai plâns ultima dată? Când s-a născut Marco. Acum 6 luni. Eu nu mai țin minte când am plâns ultima oară. Nu s-a așa sensibil. El e foarte dur. Nu s-a așa sensibil. Îți zic eu când ai plâns ultima oară. Când ai plâns acasă și ți-a închis Nadia ușa și a trebuit să dormi la mama. N-ai plâns? Acum o săptămână. Da. Că te-am plâns că trebuia să o trezesc pe mama și mi-era teamă să nu mă vadă mama băut. Că nu știe că beam. Mama nu știe că beam. Ce înseamnă? Nu dă seama cum de ne-ai ieșit așa de vreme, păr alb. Ce înseamnă eleganță pentru tine? Să te speli în fiecare zi? Da, să ai igiena zilnic. Nu cum e... O aveam când eram mici. Da, băi, acum suntem noi băieți eleganți. Care e rolul bărbatului pe lumea asta? Să continue tradiția. Să perpetueze specia. Ați scăpat. Liviu Mihai, vă mulțumesc foarte mult. Mersi că ați acceptat invitația la emisiune. Extraordinar. Vă doresc să aveți o viață ca o petrecere reușită. Vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor Europa FM, și vă anunț că sâmbăta viitoare, pe 10 octombrie, vă aștept la The Arc. Acolo se va realiza emisiunea în direct de la ora 12, în timp ce în jurul nostru oamenii vor avea posibilitatea de a cumpăra tot ce își doresc de la brandurile preferate la jumătate de preț în cadrul festivalului de shopping Half is Free. O zi excelentă tuturor, ne despărțim pe ultima melodie arasă de Frații Popescu. Ce să alegem? Metallica, Fade to Black. La radio cu Andreea Esca la Europa FM.